Thank you.
Ne pregătim să începem închinarea din această dimineață pentru care am venit să fim aici, înaintea lui Dumnezeu. De aceea vă rog să vă ocupați locurile și vă spun un bun venit la această a treia zi de minunată sărbătoare a celui de-a 110-lea congres al Bisericilor Baptiste Române din America. Bine ați venit și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze cu prezența lui binecuvântată și această sărbătoare. Amin. Vă invit să ne ridicăm și vom da slavă lui Dumnezeu printr-o cântare cu întreaga adunare pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. În veci să țină slava Domnului, să se bucure Domnul de lucrările Lui. El privește pământul și pământul se cutremură, atinge munții și ei fumegă. Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Fie plăcute Lui cuvintele mele și mă bucur în Domnul. Binecuvintează suflete pe Domnul, lăudați pe Domnul, amin. Doamne, îți mulțumim pentru această dimineață binecuvântată. Ne bucurăm așa de mult că Te cunoaștem prin harul Tău și că putem să-Ți aducem laude. Mulțumim pentru cuvântul Tău și Te putem lăuda așa cum ești drept și sfânt și adevărat și viu. Și am venit, Doamne, să stăm în închinare înaintea Ta și în această dimineață și îți mulțumim că ești aici
și ai venit ca să primești închinarea noastră. Vrem să fim aici cu mintea, cu sufletul, că suntem în trup aici, Doamne, și să ne gândim la Tine. Vrem să ne vorbești fiecăruia dintre noi. Avem nevoie de binecuvântarea Ta, Te rog să ne binecuvintezi. Avem nevoie de protecția Ta, Doamne, în vremuri ca și acestea și în locul acesta, Te rog ca Tu să ne protejezi. Te rugăm pentru această cântare minunată în cinstea Ta, Doamne, ca să o primești. Te rog să binecuvintezi corul, să binecuvintezi copiii, să binecuvintezi cântăreții care vor cânta pentru slava Ta. Te rog să binecuvintezi vorbitorii, predicatorii, cuvântul Tău în această zi, să aibă ungerea Ta, să aibă prezența Ta, puterea și harul Tău. Te rog pentru tineri, pentru cei care slujesc la copii în aceste zile, Te rog ca Tu să-i binecuvintezi, Doamne, să fii alături de ei. Te rog pentru surori, fiecare unde sunt cu slujirea lor, Doamne, mulțumim că suntem în grija Ta, suntem iubiți de Tine, suntem binecuvântați de Tine. Este o așa frumoasă adunare adunată în cinstea Ta, Doamne. Mulțumim că ești aici în mijlocul nostru. Ne amintim de frații noștri de la adunarea Pentecostală să-i binecuvintezi în Atlanta și vrem, Doamne, să-ți mulțumim pentru Evanghelia Ta, vrem să o mărturisim, vrem să o trăim. Te binecuvântăm, Te slăvim, Doamne, și rămânem aici în prezența Ta, ca Tu să ne binecuvintești și să ne vorbești. În numele Domnului minunat, Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă invit să ocupați locurile și vom continua cu un timp de rugăciune pe care vrem ca Dumnezeu să-L binecuvinteze și El să ne asculte rugăciunile. Amin. Săptămâna aceasta, weekendul acesta, de fapt, am fost motivați la ucenicie. Chemarea pe care a făcut-o Domnul Iisus ucenicilor Lui, chemarea pe care a făcut-o Ioan Botezătorul înainte de Domnul Iisus, chemarea pe care a făcut-o apostolii în urma Domnului Iisus. Și întotdeauna trebuie să avem în vedere că ucenicia, urmarea Domnului Iisus începe cu chemarea la Evanghelie. De la început de tot, Domnul Iisus Hristos a venit și a început să propovăduiască spunând: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și ucenicia continuă cu pocăință, cu credință și cu închinare înaintea lui Dumnezeu, motivată de mesajul Evangheliei. Un ucenic al Domnului nu poate să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos fără să țină cont de lucrurile astea. Acum, problema pe care o avem noi în vremea în care trăim este că pentru mulți oameni mesajul Evangheliei pare cumva un pic demodat, inadecvat. Trebuie să mai greblăm noi să-l îmbunătățim cumva și să le spunem la oameni ceva ce le place să audă. Că cine mai vrea să mai audă Evanghelia astăzi? Cântarea pe vremuri spunea "Give me that old time religion". Dar nu mai cântă aia nimeni astăzi. Cine mai... Astăzi oamenii sunt interesați de ceva așa mai serios, mai adânc. Lasă că e bună pentru școala duminicală de copii, dar noi trebuie să intrăm în lucruri mai profunde. Problema este că tendința asta, predispoziția asta la a neglija fundația, elementul de bază, ne face pe noi să fim vulnerabili la alte mesaje. Și vă aduceți aminte, Apostolul Pavel, scriind în Epistola către Galateni, zice: mă mir că treceți așa de repede de la Evanghelie la altă Evanghelie, care nu este alta. Evanghelia este una singură. Scriind în Epistola către Coloseni, Apostolul spune: cum ați primit pe Hristos, așa să și umblați în Iisus Hristos, fiind înrădăcinați și întăriți, înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date. Și după aceea, imediat, versetul următor zice: luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia, cu amăgire deșartă, cu datina oamenilor, învățăturile începătoare ale lumii și nu Hristos. Fraților, ucenicia presupune multe aspecte, dar temelia este
mesajul Evangheliei. Apostolul Pavel, scriind în Epistola către Romani, în capitolul 1, după ce îi laudă pe frați, le spune: fraților, credința voastră e vestită în toată lumea, vine și spune astfel: în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Și aș vrea să vă vestesc și eu Evanghelia vouă celor care sunteți aici. Îmi dați voie să fac lucrul ăsta? Pe vremuri, atunci când echipa de fotbal Green Bay Packers a avut un sezon foarte, foarte dezastros, a adus un nou antrenor pe nume Vince Lombardi, care i-a dus pe culm de glorie. Primele două Super Bowl-uri le-a câștigat Green Bay. Știți cum a început antrenamentul? S-a dus în fața jucătorilor de fotbal, a luat mingea și a zis: gentlemen, this is a football. Ce este Evanghelia? Și oamenii, dacă ar fi să punem o întrebare la cei care merg în mod obișnuit, regulat la biserică, ce este Evanghelia, s-ar putea să fim surprinși de răspunsurile pe care le dau oamenii. Evanghelia înseamnă că Domnul Iisus vrea să fii fericit și vrea să... Nu, cum spunea un frate ieri, aici sunt oameni care trăiesc cu impresia, care sunt cerințele minime ca să nu mergi în iad după ce mori. Aia e Evanghelia. Mesajul Evangheliei este mult mai serios și mult mai adânc decât atât. Și Apostolul Pavel, în Epistola către Romani, capitolul 1, după ce le spune: fraților, eu am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia, spune că mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Un motiv de rugăciune pentru noi în dimineața asta. Dacă ne e rușine de Evanghelia lui Hristos, ăla e un motiv să ne pocăim înaintea Domnului și să zicem: Doamne, iartă-ne, că nu ne mai mulțumește adevărul Tău, că am vrea altceva. Am vrea să cochetăm cu filozofia, cu datinile, învățăturile începătoare, lumești, și am uitat Evanghelia. Care e mesajul Evangheliei? Psalmistul spune în Vechiul Testament: dacă ai păstra aducerea amintea nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare? Și asta este întrebarea crucială pe care trebuie să-și o pună orice om. Cum poți tu să stai în fața unui Dumnezeu sfânt și drept, un judecător care nu închide ochii la nelegiuire, cum poți să stai în fața unui astfel de Dumnezeu? Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Apostolul Pavel zice: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris: cel neprihănit va trăi prin credință. Mesajul Evangheliei este că acolo unde noi eram nevrednici, acolo unde noi suntem total incapabili să ne câștigăm meritul de a sta în fața unui Dumnezeu sfânt și drept, acolo unde noi meritam pedeapsa lui Dumnezeu, pedeapsa care ne dă pacea, a căzut peste Domnul nostru Iisus Hristos. Și neprihănirea aceea pe care El a câștigat-o în mod justificat prin viața pe care El a trăit-o, aia ni se trece în socoteală nouă. Asta e un schimb extraordinar, că eu, păcatele pe care le-am făcut, sunt plătite de El și El, neprihănirea pe care a câștigat-o El, mă îmbracă pe mine. Și acum e așa, pot să stau în fața lui Dumnezeu. Asta este mesajul fundamental al Noului Testament. Și asta ar trebui să ne ducă întotdeauna înainte lui Dumnezeu într-o stare de închinare, de umilință, de recunoștință adâncă. Doamne, eu nu sunt decât un păcătos nevrednic. Și Tu m-ai iubit? Și acum eu pot să stau în fața unui judecător drept, fiind îmbrăcat în neprihănirea lui Iisus Hristos? Asta nu e un mesaj demodat. Asta nu e un mesaj de copii. Asta nu e un mesaj lipsit de seriozitate, de profunzime. Nu. Asta este temelia, fraților. Asta este temelia. Așa am primit, așa am crezut și așa trebuie să mergem înaintea lui Dumnezeu. Atunci când ne apropiem de Dumnezeu în,
închinare, motivul nostru permanent de rugăciune trebuie să fie acela de mulțumire și de recunoștință pentru mântuirea pe care ne-a făcut-o, de care ne-a făcut parte Dumnezeu. Cum în Vechiul Testament poporul avea jertfa necurmată în fiecare dimineață și în fiecare seară, venea preotul și aducea jertfa la templu ca o jertfă necurmată înaintea lui Dumnezeu, jertfa noastră necurmată trebuie să fie mulțumirea pentru mântuirea de care ne-a făcut parte Dumnezeu. N-avem voie să uităm asta. Și dacă am neglijat-o cumva, mulțumirea și recunoștința pentru asta, dacă am desconsiderat-o cumva, dacă am avut așa o atitudine de superioritate, că noi am vrea ceva mai complicat, să ne ierte Dumnezeu. Și ăsta e momentul de rugăciune în care să venim înaintea Domnului și să-i zicem: Doamne, iartă-ne! Și înflăcărează-ne iarăși prin Duhul Tău cel Sfânt. Dacă cumva am cochetat cu filozofia și cu învățăturile deșarte ale lumii și nu cu învățătura despre harul și dragostea Domnului Iisus Hristos, ăsta e momentul să venim înaintea Domnului și să-i cerem iertare. Să-i cerem ca El să ne încingă inima de mesajul Evangheliei despre harul și dragostea lui Dumnezeu și să nu uităm niciodată ce favoare ne-a făcut Dumnezeu. Pentru că din cât suntem aici, nimeni nu merită să aibă parte de iertarea lui Dumnezeu și să ajungă în rai. Nimeni nu merită. Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt... Ridică mâna sus dacă ți se aplică pasajul ăsta. Fiecare dintre noi suntem cei din tine păcătoși, fraților. Nimeni nu merită, dar Dumnezeu s-a îndurat de noi. Și asta trebuie să ne ardă în inimă în fiecare zi. Este un foc care nu are voie să se stingă, de recunoștință. Cum îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos? Îl urmăm cu credincioșie, ca niște ucenici devotați, ca niște ucenici dedicați, ca unii cărora le arde inima pentru ce a făcut Dumnezeu pentru noi și cum ne-a iubit Dumnezeu. Dacă nu ți arde inima de mesajul Evangheliei, nu poți să-l împărtășești nimănui. Nu o să vadă oamenii nimic de urmat acolo. De aceea, aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem ca El să lase prezența Duhului Sfânt peste inimile noastre. În felul acesta să-L urmăm cu scumpătate, cu credincioșie, în felul acesta să-L urmăm și să fim gata să-I îndemnăm și pe alții să meargă pe urmele Domnului Iisus Hristos, rămânând lângă cuvântul curat și drept al Evangheliei. Să fim niște ucenici adevărați ai Domnului Iisus, devotați, supuși, instrumente folositoare în mâinile Lui, ca în felul acesta Dumnezeu să-și primească slava de la noi. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Vreau să avem un moment de rugăciune în care vă rog să vă întoarceți spre stânga, spre dreapta, în față sau în spate, grupați câte doi, câte trei, să nu fie grupurile lungi, grupurile mari, ca să ne lungim foarte mult la momentul acesta de rugăciune. Dar aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire, cu recunoștință, cu drag, cu pocăință acolo unde este nevoie, să-i cerem ca Dumnezeu să ne întărească și în felul acesta să-L onorăm pe El prin viața noastră.
Nu mergi de la mine, Iisus, strigă inima spre alții veșnică de sus. Să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune cu voce tare, conduși de frații Vali Ciortan, Liviu Percy, Petrica Mureșan, Victor Zahărnean și Marius Lucan. Dacă frații sunt aici, îi rog să vină aici în față, începând cu fratele Vali, să ia microfonul și să ne rugăm înaintea Domnului. Tatăl nostru, binecuvântăm numele Tău cel Sfânt, Doamne, și îți mulțumim că și Tu ești Dumnezeul nostru. Dumnezeule mare, este un privilegiu pentru noi să ne închinăm înaintea Ta și este o onoare, Doamne, să slăvim numele Tău cel Sfânt. Și Tată, Doamne, îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos care a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru ca noi să fim neprihăniți. Doamne, îți mulțumim pentru harul acesta pe care ni l-ai extins și îți mulțumim, Doamne, că Tu ai întins sceptru și în dreptul nostru. Doamne, Te slăvim pentru aceasta și îți mulțumim, Dumnezeule mare. Și acum, Tată, Doamne, Te rugăm ca să binecuvintezi adunarea noastră din această zi. Amin. Și, Doamne, Te rog ca să slăvești numele Tău cel Sfânt și în ziua aceasta. Și, Doamne, să zidești biserica Ta sufletește și, Doamne, să faci ca oamenii nemântuiți să fie atrași la Tine. Amin. Ajută-ne, Dumnezeule mare, ca să fim martori vii pentru Tine pe pământul acesta. Și, Doamne mare, Te rugăm să ne folosești pentru slava și gloria numelui Tău. Amin. Doamne, nu avem nimic în noi bun care să dăm, dar Tu ai o veșnicie de dat, Doamne. De aceea, Doamne, Te slăvim și Te rugăm ca să binecuvintezi, Doamne, pe toți slujitorii Tăi care sunt în locul acesta. Amin. Și toate bisericile din America. Te rugăm, Doamne Iisuse, ca să binecuvintezi pe toți participanții la acest congres, Doamne, și, Doamne, să le răsplătești fiecăruia după buna Ta voință, Doamne, după cum știi Tu, să le dai fiecăruia, Doamne, să le răsplătești pentru ce au făcut, Doamne, și pentru toți cei care au sacrificat pentru Tine. Și acum, o Tată, Doamne, Te rugăm și astăzi, Doamne, să-Ți reverși harul Tău peste noi. Amin. Și Duhul Tău cel Sfânt să fie la lucru și în dimineața aceasta. Amin. Și Tu, Doamne, să dai cuvânt fraților care vor vorbi în dimineața aceasta și numele Tău, Doamne, să fie slăvit și binecuvântat. Doamne mare, fă ca închinarea noastră să fie plăcută și primită înaintea Ta. Și noi îți mulțumim și Te slăvim în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Ne apropiem, Doamne, cu smerenie de Tine. Mulțumim pentru că ești îndurător și milostiv. Mulțumim pentru că ne-ai chemat să fim copii ai Tăi și vrei să fim cei care ducem Evanghelia mai departe. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi generația tânără. Mulțumim pentru copii, mulțumim pentru tineri. Ajută-ne, Doamne, ca să croim cărări drepte, să poată păși pe urmele noastre, pentru că noi pășim pe urmele Tale. Te rugăm, ridică, Doamne, dintre tineri, dintre copiii noștri, oameni care să fie slujitori ai Tăi, să fie ucenici care răspândesc Evanghelia Ta până la marginea pământului.
Mulțumim pentru privilegiul acesta de a fi împreună lucrători cu Tine pentru împărăția Ta veșnică. Fii binecuvântat în veci, Tată, Fiu și Duh Sfânt. Amin. Amin. Tată din ceruri, stăm în prezența Ta și ne închinăm, Doamne, și îți mulțumim pentru că ne-ai iubit așa de mult, încă pe când noi cu toți eram departe de Tine. Îți mulțumim, Tată din ceruri, că atunci când eram morți în greșele și în păcatele noastre, Tu Te-ai îndreptat spre fiecare dintre noi prin Domnul Iisus Hristos și ne-ai adus la viață. De aceea ne închinăm înaintea Ta și glorificăm numele Tău. Doamne, am vrea ca să ne împuternicești prin Duhul Tău cel Sfânt, să ducem această veste bună a Evangheliei Tale celor din jurul nostru, celor care zac morți în greșelile lor și care poate ne sunt colegi sau chiar din familie. Ajută-ne să nu ne fie rușine de Evanghelia Ta și Te rugăm, Tată din ceruri, să ne ierți, Doamne, ori de câte ori am neglijat sau ne-am crezut mai înțelepți decât cuvântul Tău și am lăsat Evanghelia Ta deoparte. Ajută-ne să o facem centrală, Doamne, în viețile noastre personale, în primul rând, în familiile noastre și în biserica Ta și între colegii noștri. Tată din ceruri, suntem compleșiți de dragostea Ta, de bunătatea Ta, de îndurarea Ta, pentru că știm că nu merităm, Doamne, să mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos și vreau și eu să mă rog pentru cei în vârstă, pentru cei care au mers înaintea noastră și ne-au fost învățătorii noștri și ne-au fost ucenicilor. Îți mulțumim, Doamne, pentru ei, îți mulțumim pentru exemplul lor și ne rugăm ca Tu să îi întărești pe cei care sunt în vârstă în vremea aceasta, amin. Poate că suferă în trupurile lor și ne rugăm, Doamne, ca Tu să îi întărești și să sfârșească alergarea cu bine. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și Te glorificăm pentru dragostea Ta, pentru Domnul Iisus Hristos și ne închinăm. Amin. Amin. Am venit înaintea Ta și dorim să mărturisim spre slava Ta de Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Mărturisim domnia Domnului Iisus Hristos peste locul acesta și cerem, Doamne Tată, în numele Domnului Iisus Hristos să deschizi cerul Tău și în ziua de astăzi și să ton binecuvântări cerești peste noi. Mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău și mulțumim că este dădător de viață. Te rugăm să-ți însuflețești robii, să-i înțelepțești, Doamne, și să ne dai și astăzi un cuvânt proaspăt din partea Ta. Amen. Doamne, împrospătează-ne viețile, împrospătează-ne mințile, împrospătează-ne inimile prin Duhul Tău și ajută-ne, Doamne, să plecăm de aici motivați ca să mergem după Tine. Binecuvintează întreaga lucrare a Convenției. Te rog să binecuvintezi și autoritățile care sunt în mijlocul nostru. Doamne, deschide inimile tuturor ca să Te primească pe Tine. Amin. Și Te rugăm în numele Domnului Iisus să fii cu noi și în acest timp. Ne încredințăm în brațele Tale și Te rugăm frumos să ne vorbești și să ne ajuți să mergem pe urmele pașilor Tăi. Dar, Doamne, Te rugăm să ne ajuți să ne lepădăm de noi înșine. Mărturisim înaintea Ta că uneori suntem atât de egoiști și de răi și avem nevoie, Doamne, ca Tu să ne dezbraci de tot ceea ce este pământesc în viața noastră și să ne îmbraci în Domnul Iisus Hristos, să ne îmbraci, Doamne, în puterea Duhului Sfânt, în autoritatea Ta și în felul acesta, pe urmele pașilor Domnului Iisus, să aducem rod pentru împărăția Ta. Fă, Doamne, ca Asociația Bisericilor Baptiste Române din SUA și din Canada să aducă mai mult rod pentru împărăția Ta. Doamne, ne bizuim pe Tine, mărturisim că despărțiți de Tine nu putem face nimic și vrem, Doamne, ca și în această zi să ne dăruim înaintea Ta, să ne dedicăm înaintea Ta și să mărturisim numele Tău în mijlocul nostru. Îți mulțumim că ne asculți și Te iubim, Tată, în numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile și vom continua închinarea noastră prin cântare. Yeah.
mea, Domnul meu. Pentru cei care au sosit puțin mai târziu, vă spun și dumneavoastră un bun venit la cel de-al 110-lea congres al Bisericilor Baptiste din America. Suntem aici, în acest frumos oraș, Fort Lauderdale, și pentru cei care nu sunteți familiarizați, suntem chiar în centrul orașului, un oraș pe care noi românii îl cunoaștem de mai mulți ani ca fiind și Veneția Americii. Bine ați venit și dorim să avem un timp binecuvântat și frumos în această dimineață, în locul acesta și de fapt și în această dupămasă, la această sărbătoare. Salut între noi în această dimineață, într-un mod deosebit, un oaspete de seamă care reprezintă România în America, pe domnul Andrei Murariu, excelența sa, domnul Andrei Murariu, ambasadorul României la Washington. Domnule ambasador, bine ați venit să fiți cu noi la această sărbătoare și cei care vă însoțesc. Este un lucru deosebit de frumos și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și de asemenea ceea ce faceți pentru România de aici, din America. Vă invit în continuare să aduceți un cuvânt de salut acestei frumoase adunări care vă primește cu drag, cu căldură, cu mulțumire și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Lăudat fie Domnul! Bună dimineața! Bună dimineața, frați și surori! De unde veniți? Din toate colțurile Americii vă salut cu bucurie, cu emoție și cu convingerea că această reuniune este cu un pas mai aproape de Mântuitor într-o pace și iubire. Stimați păstori, stimați credincioși, dragi români, mă bucur să mă aflu în rândul dumneavoastră cu ocazia celui de-al 110-lea congres al Bisericilor Baptiste Române din Statele Unite și Canada. Revăd aici în sală multe echipuri familiare, frați și surori, pe care i-am întâlnit în cadrul turneului pe care l-am început acum aproape 2 ani, intitulat 50 States, 1 Community. Am vizitat zeci de biserici baptiste de când am ajuns în Statele Unite și am cunoscut poate mii de credincioși care le calcă pragul și întotdeauna am fost uimit de forța, de puterea în credință și nu în ultimul rând de faptul că unitatea dumneavoastră e pur și simplu de neclintit. Vă felicit și mă bucur că am avut ocazia să vă întâlnesc. M-am simțit ca peste tot acasă, în mijlocul comunităților baptiste, care sunt profund atașate de valori precum corectitudine și onestitate în muncă, bunătate față de semenii noștri, familie, una din valorile supreme pe care le slujiți, respect față de limba română și față de simbolurile noastre naționale. M-am bucurat să văd, de asemenea, că foarte multe biserici baptiste se îngrijesc de aceste valori, inclusiv prin inițiative educaționale. Am vizitat, de asemenea, școli și licee cu predare în limba română, deschise cu sprijinul bisericilor baptiste din Statele Unite, care promovează limba și cultura română în rândul copiilor, în rândul tinerilor noștri. Este cât se poate de impresionant activismul tinerilor baptiști în promovarea lucrării de credință și a solidarității cu cei aflați în nevoie, fie aici, în Statele Unite, fie acasă, în România, sau chiar peste granițe, precum în greu încercata Ucraina. Domnilor pastori, în fiecare biserică baptistă în care am pășit,
am găsit prieteni dedicați comunităților de români pe care le slujesc. Vreau să știți că atât eu cât și ambasada noastră, ambasada României în Statele Unite, vom fi constant și foarte dedicați aproape de dumneavoastră în demersul atât de nobil de a uni și de a crește legături de credință între suflete. Poate că unii dintre dumneavoastră deja cunoașteți, unii mai puțin, de aceea vreau să reiterez aici foarte pe scurt prioritățile mandatului meu, care rămân aceleași. Avem nevoie ca această relație specială, această alianță specială între România și Statele Unite, care se numește parteneriat strategic, să fie și mai puternică în dimensiunea strategică și în cea economică, și România trebuie să devină parte a programului Visa Waiver, adică românii să poată călători în Statele Unite fără viză. Lucrăm cu foarte mult, punem foarte mult efort în acest demers și suntem convinși că în 2 ani vom reuși să facem acest lucru. Și fiind aici în fața atâtor reprezentanței bisericilor baptiste românești din Statele Unite, vreau să vă cer sprijinul. În curând, ambasada va lansa o inițiativă privind liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii români și vrem să ne fiți alături. Vom reveni cu detalii cât de curând către păstorii dumneavoastră. Suntem convinși că puteți și dumneavoastră să contribuiți la acest demers și vă mulțumesc de pe acum pentru acest lucru. Dar toate aceste inițiative, toate aceste eforturi, fie că vorbim despre întărirea relației economice sau militare sau întărirea interacțiunii între oameni, se sprijină pe fundația legăturilor dintre noi, dintre românii americani, dintre românii americani și americanii de aici. Și pentru asta, dragi români, contăm pe sprijinul dumneavoastră. Înainte de a încheia, vreau să-mi permiteți să transmit generoase gânduri de mulțumire păstorilor coordonatorii acestei ediții a Congresului Bisericilor Baptiste Române din Statele Unite și Canada, domnului președinte Sorin Sabău, președintele Asociației Bisericilor Baptiste din Statele Unite și Canada, fratelui Florin Vancea, păstorul Bisericii Baptiste Române Viață Nouă, și fratele Marian Chirla, păstorul Bisericii Baptiste Române Harul. Așadar, acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru căldura și emoția cu care m-ați primit în rândul dumneavoastră. Dumnezeu să binecuvânteze aceste biserici reunite aici în această zi, pe credincioșilor, precum și pe toți pastorii care slujesc cu atâta dăruire în lăcașurile de cult baptiste din Statele Unite și Canada. God bless Romania, God bless America. Vă mulțumesc! Excelența voastră, domnule ambasador, vă rog să primiți din partea Bisericilor Baptiste Române din America acest cadou. Este comoara noastră, cuvântul lui Dumnezeu. Vă iubim, vă îmbrățișăm și vă mulțumim că ați fost cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să-L citiți, să-L credeți și să-L trăiți. Mulțumim foarte mult. Închinarea noastră continuă. Ne-am rugat. Continuăm să ne bucurăm și acum, pentru că ne-am rugat, suntem rugați, vom cânta pentru slava lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va binecuvânta prin cuvântul Său. Amin.
cântării care urmează, copiii sunt rugați să intre în sanctuar, își vor ocupa locuri aici, în dreapta, lângă corul surorilor și totodată toți frații care încă nu ați urcat sus și slujiți la corul mix, sunteți rugați să vă ocupați locul sus. Vă mulțumesc și totodată haideți să ne ridicăm în picioare și să lăudăm pe Dumnezeu împreună cu această cântare. Continuare, copiii vor cânta și ei și-au pregătit locul.
dar au o singură dorință și ne roagă să cântăm împreună cu ei. Dar nu așa cum o facem noi, ci așa cum o fac ei. Plin de bucurie, plin de fericire, din toată inima, din tot sufletul nostru, și Dumnezeu să-i binecuvânteze pe ei și pe noi și să primească lauda noastră. Amin.
Până se așează copiii și corul va cânta, va sluji, am un anunț din partea celor de la Sunet. Este o problemă de clădire, nu de sunet, nu are de-a face cu noi, cu cei care lucrează, dar sunt zone care are de-a face, se pare, cu construcția și cu cei care ne-au dat sanctuarul, de fapt. Sunt zone unde nu se aude poate bine sau aproape deloc. Sunteți rugați să veniți în față. Dacă este plin în față, ocupați locurile din față, nu peste tot, în sanctuar, aici în partea mea dreaptă, respectiv în partea mea stângă. În timpul cântării puteți veni în liniște, în ordine, să ocupăm locurile mai din față și atunci vă veți auzi și dumneavoastră. Vă mulțumim frumos, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Thank you.
zi s-a întunecat, când viața ta în dar ți-ai dat. Binecuvântat să fie Domnul! Slăvit să fie numele Lui! Suntem în această dimineață copleșiți de prezența Lui Dumnezeu și în mod special apreciez colegii care au organizat acest eveniment, că au inclus copiii în această sărbătoare. A fost de dreptul ceresc felul în care Dumnezeu i-a folosit pe ei. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. De fapt, toată strădania noastră, ca și părinți, tot ceea ce am făcut și facem, la o analiză finală, facem pentru cine? Pentru cine? Pentru copiii noștri. Și ne dorim ca, în final, Dumnezeul părinților noștri și Dumnezeul nostru să fie și Dumnezeul copiilor noștri. Amin. Dumnezeu nu are nepoți, Dumnezeu are doar copii. Și copiii noștri trebuie să ajungă ca ei, fiecare dintre ei, să devină copiii lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm să citim câteva versete din Evanghelia după Marcu, din capitolul 10, la versetul 17 în continuare. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli,
să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta? El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te, devinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Amin. Veniți să ocupați locurile. Nu știu dacă pionierii peregrini ai mișcării noastre baptiste acum 110 ani întrevedeau așa ceva. Nu știu dacă își imaginau cum Dumnezeu va purta de grijă lucrării sale pe parcursul decadelor și mai mult de un secol, deja 110 ani de zile. Nu știu dacă ei au văzut așa ceva, dar au început și acel început al lor a fost binecuvântat de Dumnezeu și după 110 ani de zile suntem aici. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Ne-a purtat și a făgăduit că ne va purta mai departe. Venim din California, unii dintre noi care suntem aici, spuneam și colegilor, californienii suntem așa o specie pe cale de dispariție acum. Mulții pleacă din California, vin înspre dumneavoastră și ne bucurăm pentru toți cei care vin și rămân în adunare și merg în biserici. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Important este să fii în familia lui Dumnezeu. Că e în California, că e în Florida, că e în altă parte, este important să fii în familia lui Dumnezeu. Tema acestei sărbători este această ucenicie autentică, adevărată. Și cum putem fiecare dintre noi să ajungem acolo? A venit individul acesta la Domnul Iisus Hristos și a venit la Domnul Iisus Hristos mânat, împins de ceva. Îl interesa ceva mai mult decât orice altceva. Ce îl interesa pe el? Îl interesa viața veșnică. Și îi spune Domnul Iisus Hristos: aș vrea să am viața veșnică. Parafrazez un pic aici: viața de aici mi-am rezolvat-o. Ce ține de lumea de acum am rezolvat. Aș vrea să am și lumea de acum și aș vrea să am și lumea care vine. Ai putea să-mi dai viața veșnică. Și Domnul Iisus Hristos se uită la el și înțelege că omul acesta avea o dorință. Era pasionat de ceva. Și vrea să testeze, să vadă cât era de pasionat de viața veșnică. Viața, de fapt, veșnică, veșnicie, este destinația noastră a fiecăruia. Indiferent cât trăim aici pe pământ, trăim pentru o vreme. Fie că vorbim de vârste foarte, foarte mici, fie că vorbim de oameni înaintați în vârstă, mai curând sau mai târziu, vom trece, vom pleca de aici fiecare dintre noi. Și ce este după aceea? După aceea urmează veșnicia, veșnicia. Aș vrea în această dimineață să vorbesc despre o categorie de oameni. Și am intitulat mesajul din această dimineață: oamenii cu destinația în pericol. Oameni care aparent se îndreaptă spre acea destinație. Oameni care ar vrea să ajungă acolo, dar care cumva ratează această destinație. Apar anumite lucruri pe parcurs și îi împiedică să ajungă la destinația finală. Pentru fiecare dintre noi care suntem credincioși, destinația este împărăția lui Dumnezeu. Este slava pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare dintre noi. Este cerul. Și orice s-ar întâmpla,
trecând prin lumea asta, ne dorim ca orice s-ar întâmpla cu noi, la final, să nu ratăm destinația finală. Amin? Indiferent că pe aici treci într-un fel sau într-altul, asta e mai puțin relevant. Ce este important este să ajungi la destinație. Punem anumite adrese pe GPS și câteodată și cu GPS-ul ne pierdem și auzim fraza asta, recalculating route. Trebuie cumva regăsită ruta, pentru că n-ai să ajungi dacă te duci în direcția respectivă la destinație. Omul acesta vine la Domnul Iisus Hristos și vreau să privim în această dimineață câteva lucruri legate de oamenii care riscă să rateze destinația. Sunt oameni care au întrebări. Omul acesta vine cu cea mai importantă întrebare. Dintre toate întrebările care frământă sufletul uman, nu este o întrebare mai mare ca asta: ce trebuie să facă să moștenesc viața veșnică? Era tânăr. În Noul Testament apare trei oameni bogați. Unul dintre ei este la o vârstă, din cât se înțelege din text, mai înaintată, pentru că moare foarte repede după ce moare Lazar. Și din ce reiese din text, se pare că era un bogat la bătrânețe, dacă pot să spun așa. Altul era la o vârstă medie, la vremea în care te gândești cum să-ți extinzi imperiul financiar, te gândești cum să faci investiții. Și la un moment dat Dumnezeu îi intersectează într-o noapte cărarea lui și spune: investitorule, nu, sau cum îi spune? Hă? Businessmanule, cum îi spune? Descurcărețule. Hm? Nu așa îi spune? Cum îi spune? Nebunule, chiar în noaptea asta ți se va cere înapoi contul de la bancă. Nu. Ai investit în totul, dar n-ai investit în ce era mai important. N-ai investit în suflet. N-ai investit în suflet. Un alt individ care este prezentat ca bogat în Noul Testament este cel care l-am găsit în textul care l-am citit. Ăsta este un fenomen interesant, pentru că era și tânăr și bogat. Combinația asta este greu să o găsești. Nu prea găsești tineri bogați. Mașinile astea de lux, trecând spre biserică, am văzut dealer de Ferrari, nu prea găsești junior de ăștia cu Ferrari, nu prea se întâmplă chestia asta. Ăsta ajunsese bogat, nu știu ce a făcut, cum a ajuns bogat. În ce a investit el să ajungă bogat? Poate a moștenit totul, nu știu. Dar un lucru este cert, a descoperit ceva și a descoperit din tinerețe că este o vârstă a întrebărilor și tinerețe este această vârstă. Este vremea în care îți pui întrebări dificile. Tinerețe este vârsta în care nu doar îți pui întrebări, descoperi că oricât ai avea și ai primit și ai acumulat și ai moșteni, acele lucruri nu răspund la cele mai mari întrebări ale vieții. Ai putea spune, era bogat, ce-i mai trebuia altceva? Cel mai interesa altceva, pentru că avea probabil tot ce și-ar fi putut dori cineva din vremea aia contemporan cu el. La tinerețea mai este o vârstă, că tot vorbim de întrebări. Este vârsta în care punem totul sub semnul întrebării. În care încercăm to question everything. Punem sub semnul întrebării ce ne-au învățat înaintașii noștri, părinții noștri, bunicii noștri. Punem sub semnul întrebării ce ne-au învățat credincioșii care ne-au format, ca și pe acești cum copilași care erau și cântau mai devreme în clasele de copii. Punem tot sub semnul întrebării, pentru că este vârsta în care apar cele mai grele întrebări. Din fericire pentru el, cu cea mai grea dintre aceste întrebări merge la Domnul Iisus Hristos. Și este surprins de evanghelist felul în care vine, spune, a alergat la Domnul Iisus Hristos. Ăsta, deși trăia în secolul 1, se comporta ca în secolul 21, era in the fast lane, a alerga. Nu putea să meargă.
că există o grabă a tinereții. Era o cântare mai veche, spunea: spune-mi de ce tot alergi, spune-mi ce vrei să culegi, pierzi rătăcind ani întregi în neștire. Mâine la capăt de drum tu vei afla că oricum, fără Iisus, totul e amăgire, amăgire. Acest individ avea întrebări și avea în mintea lui o destinație spre care tindea: împărăția lui Dumnezeu, viața veșnică. Și vine la Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos, din câteva vorbe, înțelege că nu era doar un individ care avea întrebări, era un individ care avea ignoranță. Foarte multă ignoranță. Acum v-aș spune și fără... E o vreme când înveți, tinețe, vremea în care înveți. Bineînțeles că tinețe și vremea în care știi toate lucrurile. Asta e o chestie mai ciudată așa, dar asta e vremea. E vremea în care ignoranța e împletită cu cunoștința. Ca și aici, toți am trecut pe acolo, nu facem excepție la chestia asta. Tânărul acesta, din ce vorbește cu Domnul Iisus, deduci foarte repede în altă evanghelie, sinopticii surprind această întâlnire a Domnului Iisus cu acest individ. În altă evanghelie, Domnul Iisus se uită la el și spune: dacă vrei să intri în viață. Păi da, era, nu era în viață? Cum, doar nu, era viu. Well, într-un fel era în viață. În alt fel, încă nu intrase în viață. Nu intrase în viață. Și Domnul Iisus se uită la el și își dă seama că era ignorant în ce privește viața. Viața începe în copilărie și trece prin fazele tinereții, însă viața aceasta, viața reală, viața cu Dumnezeu, nu se limitează, nu se oprește acolo. Individul acesta n-a înțeles de fapt ce este viața. A confundat viața cu diversele lucruri care le avea. Domnul Iisus, din câteva vorbe, își dă seama că este ignorant doar în ce privește viața și în ce privește adevăratele valori. Îmi place fraza pe care Hristos o folosește: du-te, vinde tot ce ai. Nu spune vinde bogățiile tale. Du-te, vinde comorile tale. Du-te, vinde lucrurile care sunt foarte, foarte valoroase, ce le ai tu. Spune: du-te, vinde tot ce ai tu. Păi cum adică toate bogățiile mele sunt reduse la o frază atât de bagatelizantă, tot ce ai tu? Well, cam asta este realitatea. La analiza reală a vieții, tot ce ai tu se reduce la atâta. Și Hristos vine și spune: du-te de la săraci și vei avea o comoară. E o diferență între ce ai tu și comorile care ți le ofer eu. Nu pot fi comparate, nu pot puse pe aceeași cumpănă una și alta. Un individ care vine la Domnul Iisus Hristos și vine destul de confuz, pentru că nu înțelege că viața are și o veșnicie atașată cu ea. Nu era ignorant doar în ce privea viața pe pământ și valorile efemere ale acestei lume, acestor vremuri, era ignorant în ce privea veșnicia. În aparență era interesat, dar în realitate era ignorant. Pentru că Domnul Iisus Hristos se uită la el. Îl iubește. Și aici ajungem la al treilea lucru pe care îl poți observa la oameni care riscă să rateze destinația. Oameni cu destinația în pericol. Nu sunt oameni pe care Dumnezeu îi urăște. Nu sunt oameni pe care Dumnezeu îi tratează rece și respingător. Nu sunt oameni care sunt tratați rău de Dumnezeu. Individul acesta este mărturie peste milenii că Dumnezeu Hristos întrupat, Dumnezeu venit între oameni, l-a iubit. S-a uitat țintă la el și l-a iubit. Acum vreau să înțelegem, dragostea lui Dumnezeu nu se rezumă la o frază pe care noi o folosim atât de simplu: I love you. We love our car, we love our cat, we love everybody. Ce-i fraza?
Termenul care e folosit aici este termenul din Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit, e același cuvânt, a iubit Dumnezeu lumea. Hristos l-a iubit. Acum când cineva te iubește, dacă te iubește cu adevărat, o să spună nu ce vrei să auzi, o să spună ce trebuie să auzi. Ar fi o tragedie să te duci la medic să vadă diagnosticul tău, să vadă în ce stare terminală ești și pentru că te iubește cu ghilimele să nu-ți spună adevărul. N-am vrea niciunul așa ceva. E o tragedie să vii într-un loc ca ăsta. Ar fi o dramă. Și să nu-ți spunem, cei care suntem cruciați în amvoanelor, să nu spunem adevărul. Să nu spunem că Dumnezeu te iubește, dar nu te iubește spunându-și ce vrei tu să auzi, te iubește spunându-și ce trebuie să auzi. S-a uitat la el și l-a iubit. Vreau să spun, dragii mei, este cineva care ne urăște. Poate vă gândiți că aveți dușmani, nu vă imaginați. Este cineva care ne urăște pe fiecare dintre noi. Ne urăște cum ne-a urât nimeni niciodată. Este cea mai hidoasă ființă din univers. Vorbesc de diavol aici așa. Diametral opus este cineva care ne iubește. Ne iubește cu o dragoste inimaginabilă. Ne iubește necondiționat. Nu ne iubește pentru că am făcut sau vom face ceva. În ciuda acestor lucruri ne iubește. Hristos a uitat la el și l-a iubit. Și asta este ceva ce te cutremură, că a fost un moment în care privirea Domnului Iisus Hristos și privirea acestui individ s-au intersectat pentru câteva momente. Ca două vapoare care trec pe un ocean imens și pentru câteva minute se intersectează farurile lor și apoi se despart și nu se mai întâlnesc niciodată. Privirea Domnului Iisus Hristos s-a oprit asupra lui și s-a uitat pentru câteva momente la el. Și în acea privire puteai să citești dragostea lui Dumnezeu. Acea dragoste care este arătată fiecărui suflet. L-a iubit și pe el. Și apoi Domnul Iisus îi spune, după ce faci toate astea, vino după mine, ia-ți crucea și urmează-mă. În aparență nu pare complicat. Ne-am gândit noi acum, de ce să fie atât de complicat să schimb vremelnicul pe eternitate, pe veșnicie? De ce să fie atât de greu să dai lucrurile care, până la urma urmei, la analiza finală nu mai contează deloc, pe comorile care Dumnezeu ți le promite? De ce să fie atât de complicat să dai pământul și să primești cerul în schimb? De ce să fie atât de complicat, ne-am gândit? Și totuși este cea mai complicată ecuație. Este ecuația care blochează miliarde de oameni. O maximă mai veche spunea, nu-i nebun cel care dă ce nu poate păstra ca să primească ce nu poate pierde. Nu-i nebun cel care dă ce nu poate păstra ca să primească ce nu poate pierde. Ăla nu-i nebun. Acest individ stă față în față cu Dumnezeu venit între oameni. Și aude cea mai minunată invitație. Oamenii aceștia care ratează cu durere, nu de puțin ori, destinația, sunt oamenii pe care Dumnezeu îi invită. Îi invită și îi cheamă. Așa cum l-a invitat pe acest individ. Îi invită să vină după el. Îi invită să se lepede de sine. În cazul lui, lepădarea de sine însemna să vândă tot ce avea el, care... Până la urma urmei, comparat cu cerul, nu era nimica. Praf pe fundul citurii de la fântână. Și omul acesta aude această invitație. Și Hristos îi spune, vine și ia crucea. Și omul acesta se gândește, crucea? Crucea? Well, câteva lucruri care trebuie să le înțelegem din contextul cristic ca să ne zicem ce înseamnă crucea. Putem să înțelegem crucea fără Hristos. Nu putem să ne imaginăm, n-ar trebui să putem să ne imaginăm mai crossless Christianity. Un creștinism fără
cruce. Mă vreau să înțelegem, s-a bagatelizat ideea asta și crucea. O aplicăm peste tot, o punem, o purtăm, o punem pe mașini, pe clădiri. Nu cred că la asta se referi Hristos când a spus dacă vrea cineva să vină pe mine să se lepede de sine și să ia crucea. Cred că, trecând de toate acestea, cred că e mult, mult mai profundă provocarea cristică aici. Ne uităm la Domnul Iisus Hristos, ce însemna pentru El crucea, pentru că așa înțelegi mai clar ce înseamnă pentru cei care sunt chemați, care sunt invitați de Hristos să vină după El, să ia crucea. Crucea înseamnă suferință. Am fost în România în urmă cu câteva luni și un tânăr m-a dus cu mașina dintr-un loc într-altul și am intrat cu el în vorbă, se pocăise de câțiva ani de zile, s-a pocăit la 16, la 17 ani, dacă nu greșesc. Și l-am întrebat cum te-ai pocăit și mi-a spus. Și mi-a spus un lucru care m-a mișcat. Mi-a spus când am spus părinților că mă pocăiesc, m-au dat afară din casă. Dar Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Dar nu m-am despărțit de Domnul Iisus Hristos. E o suferință în a-ți lua crucea. Este simplist tratat astăzi. Crucea nu înseamnă simplitate. Crucea înseamnă suferință. Hristos a suferit și Biblia spune încă moarte de cruce. De cruce. Crucea însă înseamnă nu doar suferință. La Domnul Iisus suferința n-a fost doar fizică. De-a lungul istoriei au fost miriade de oameni crucificați din străfundurile antichității. Practica aceasta inumană a fost practicată și preluată. Însă Hristos a suferit diferit. El n-a suferit ca unul care era vinovat. El n-a suferit ca unul care merita. Dintre cei doi tâlhari, unul dintre ei cumva își revine din starea aia și spune, pentru noi este drept. Dar el este nevinovat. El nu este vinovat. Hristos n-a suferit doar fizic. Cei care au murit crucificați de-a lungul istoriei au suferit. Au suferit fizic. La Hristos era o suferință sufletească, inimaginabilă. Pe El apăsa povara păcatului uman peste toate vremurile și din toate generațiile, de la începutul timpului până când se va închide paranteza numită istoria umană, apăsa păcatul uman peste El. Era o suferință care nu puteai înțelege. N-aveai cum. Cu mintea noastră limitată, finită, să înțelegi ce se întâmplă acolo. Crucea nu înseamnă doar suferință. Când Hristos spune, dacă vrea cineva să vină să-și ia crucea, crucea înseamnă, pe lângă suferință, înseamnă singurătate. Spuneam de tânărul acesta și atâția milioane ca și el, care au trebuit să plătească prețul crucii prin singurătate. Hristos, când a ajuns la cruce, toți l-au... Ce au făcut? L-au părăsit. L-au părăsit. Crucea înseamnă singurătate. Mai mult, crucea înseamnă, în cazul Domnului, de asta el a fost un caz extraordinar, unic și fără precedent în istorie. Crucea înseamnă separare. Domnul Iisus Hristos pe cruce a trăit cea mai cumplită experiență care nu poate fi explicată și înțeleasă de noi în cadrul divinității. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și în același timp, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Crucea, mă gândeam la această chemare, crucea mai înseamnă ceva. Felul în care oamenii erau
crucificați erau luați și erau trântiți pe cele două bucăți de lemn fatidice. S-a întâmplat ceva. Când ajungeai în punctul acela, știai un lucru. Știai că tălpile tale nu vor mai lua niciodată praful acestui pământ în el. Nu vei mai pune picioarele pe pământ vreodată. În momentul în care urma să fii crucificat, când te aruncau pe acel lemn noduros, știai că din acel moment urma să fii ridicat și să fii suspendat. Crucea înseamnă să fii suspendat. Din moment ce ai venit la Hristos și ai luat crucea, tu ești pe pământ, dar nu mai ești de pe pământ. Nu ești încă în cer, că n-am ajuns acolo. Dar nici nu mai ești pe pământ. Problema cu creștinismul nostru de astăzi este că e prea pământiu. Ca să înțelegeți formularea. Frații penticostali, într-o cântare, nu suntem de pe pământ, nu suntem de aici, de jos. A fi unul care a răspuns la această invitație extraordinară înseamnă a lua crucea și a înțelege că urmează să fii suspendat. Sunt multe feluri prin care oamenii se sinucid astăzi. Nu, Doamne, nu recomandăm la nimeni așa ceva. Dar vreau să înțelegeți un lucru. E un fel prin care nu te poți sinucide. Tu nu te poți crucifica singur. Poți să faci multe lucruri, dar nu te poți crucifica singur. Apostolul Pavel spune, am fost răstignit. Am fost răstignit. M-am identificat cu el în crucea și în răstignirea lui și am fost răstignit. Și nu mai trăiesc eu. Ci? Hristos trăiește. Nu vă uitați să mă vedeți pe mine, că n-aveți să mai vedeți, cam asta vrea să spună Pavel. Uitați-vă pentru că o să-L vedeți pe Hristos în mine. Și Biblia ne spune că atunci când Hristos este noi, este nădejdea slavei, slăvii să fie El. Sunt oameni care vin foarte aproape de Domnul Iisus Hristos. Omul acesta a venit atât de aproape. A auzit această glorioasă invitație. Avea în mintea lui dorința cumva. Dar era acea luptă în sufletul lui. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat când a auzit cuvintele Domnului Iisus Hristos, aș merge până acolo să spun că nimeni nu l-a iubit pe omul acesta cum l-a iubit Hristos. Cum de fapt nu e nimeni pe pământ care să fie iubit cum ne iubește Hristos. Și să uită la Domnul Iisus Hristos. Și apoi se întâmplă ceva. Fiți foarte atenți, nu mai aleargă. Nu mai este în criză de timp. Să uită la Domnul Iisus Hristos și pleacă. Și pleacă întristat de tot. Oameni care pleacă întristați de lângă Hristos, ratează. Ratează destinația. Ratează ținta. A plecat întristat de tot. Ce l-a întristat? În esență l-a întristat cuvântul Domnului Iisus Hristos. Cuvântul care l-a auzit din gura Domnului Iisus Hristos. Așa vă spun drept între noi, fie vorba, asta mă consolează pe mine, că se mai întristează câte unul când mă aud predicând. Și Hristos i-a întristat pe unii. A plecat întristat pentru că a trebuit să ia o decizie. Alții înainte au luat decizia asta, cum a fost Petru, l-a văzut barca aia plină de pește. Petru nu s-a lipit cu mâinile de barcă să spună, am nagonieniu, nu mai plec de aici. Petru a lăsat totul și l-a urmat. Un Matei, putea să uite la Matei. Matei, ce s-a întâmplat cu tine? M-a chemat, mi-a spus, vină după mine și... Și ai lăsat geabul tău, ai lăsat viitorul tău de promițător, ai lăsat totul, da. Da, am lăsat totul. Și am mers după el. Și 2000 de ori, că aș avea ocazia, aș face la fel.
aș merge după ea. Plecat întristat pentru că a înțeles că Domnul Iisus Hristos cere exclusivitate. Nu poți să-L ai și pe Hristos și orice altceva, orice ar fi. În cazul lui nu erau multe, mai erau un singur lucru. Nu poți să ai, cum am spus la început, și lumea de acum și lumea care vine. Hristos a spus ce ar folosi un om să câștige cât? Toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Vreau să vă spun ceva. Oamenii sunt foarte naivi. Îmi pare rău să spun asta. Nimeni nu ți oferă ție toată lumea. Oamenii își dau sufletul pentru mult mai puțin. Singurul care a primit toată lumea a fost Hristos. Satana i-a oferit-o și a spus, dacă mi te închin mie, toată este a ta. Și Hristos a spus, nu. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Apropo, Satana a încercat să separe închinarea de slujire. Și asta e o luptă teribilă astăzi. Hristos, cam asta vrea să-i spună diavolului, astea nu sunt separabile. Oh, we're just worshiping, nu poți să faci chestia asta. Trebuie să-i slujești. Închinarea înseamnă slujire. Acest om pleacă de lângă Domnul Iisus Hristos. A rămas cu bogățiile lui. A rămas cu tot ce avea el. Și a plecat. În 1840, nu mai știu cât a fost, 48, nu departe de Sacramento, la Coloma, cei care sunteți în zona noastră știți, un individ numit John Marshall a descoperit aurul și de atunci încolo a început acea năvală, goană după aur, gold rush. Omul acesta a devenit într-un timp foarte scurt, foarte bogat. Așa cum se întâmplă cu roata vieții, a fost foarte sus și ceva s-a întâmplat și a ajuns foarte jos. Citind istoria lui, e o frază care mi-a rămas întipărită în minte la final. A murit într-o colivie, într-o căsuță, greu de spus casă, și a rămas trei lucruri. Singur, sărac și supărat. Întristat. Întristat că a avut totul și a pierdut totul. În anii dinaintea comunismului, într-una din pușcăriile țarului, erau doi oameni închiși pentru credință. Unul dintre ei era închis pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Celălalt era închis pentru credința în comunism, era Vladimir Ilici Lenin. Oamenii să se cunoșteau. La un moment dat, Lenin îi spune acestui om credincios pe care îl cunoștea, spune, tu știi că eu nu cred în Dumnezeu. Tu știi că eu nu cred în ce spuneți voi despre eternitate și toate lucrurile astea. Ai putea să compui o cântare, sunt într-o stare destul de așa răvășită, sufletește, aș vrea să-mi compui o cântare, dar nu scrie despre Dumnezeu în cântarea aia. Și fratele nostru credincios, îi spuneam să scriu o cântare. Cred că în 1935 a fost luată acea cântare și tradusă și trecută în cărțile noastre. Și cântarea sună cam așa, vezi cum în zbor se duce timpul. Așa au trecut chiar mii de ani. Și tu, ascultă-mă bine, și tu vei trece tot ca gândul fără a răsa urme măcar. N-a înțeles prea mult Lenin în această cântare, din păcate. La câțiva ani de zile, o ucraineancă evreică din Odessa
l-a împușcat, două dintre gloanțe au rămas în el și ulterior la ceva timp a decedat. Domnul Iisus Hristos l-a chemat pe acest om, i-a chemat pe atâția, continuă să cheme și vreau să înțelegem la final, când istoria se va tria definitiv, când Dumnezeu va ratifica ce fiecare om a ales. Matei 25 ne duce față în față cu acest episod și ne spune că va spune unora care sunt la dreapta, va spune, și aici parafrazez un pic, voi ați venit tot timpul, v-am chemat și ați venit. De fiecare dată când eu v-am chemat, voi ați venit. Ați venit la mântuire și ați continuat să veniți, ați continuat să slujiți, ați continuat să rămâneți, ați tot venit. Pentru că ați dezvoltat această capacitate să veniți, pentru că ați vrut să veniți, vă spun, veniți binecuvântaților. Și apoi spune Scriptura, le va spune celor de la stânga, pe voi v-am chemat, v-am invitat, v-am spus să veniți după mine. Și de fiecare dată când v-am chemat, ați plecat. De fiecare dată când m-am oprit lângă voi, când Duhul meu v-a cercetat. Când ai venit poate la congres la Florida și Duhul lui Dumnezeu s-a oprit în dreptul tău într-o dimineață ca asta și a încercat să-ți vorbească. Poate a încercat să-ți vorbească prin îngerașii care au stat acolo și cu glasuri de clopoțel ți-au spus că Dumnezeu te iubește. Prin oamenii aceștia minunați din spatele meu, care au condus închinarea și azi e a treia zi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu a încercat să-ți vorbească prin frați binecuvântați care au vestit Evanghelia. A încercat Dumnezeu cumva să ajungă la tine și să spună, vino și tu. Moise îi spune lui Hobab, lui cumnatul său, Hobab, vino cu noi, Dumnezeu a promis că ne va face bine, vino cu noi. Suntem aici să spunem, vino cu noi. Vino cu noi spre împărăția lui Dumnezeu. Vino cu noi spre un viitor prea fericit. Vino cu noi. Dar vreau să spun, este alegerea ta. Vreau să te duc un pic înainte, pentru unii va fi foarte scurt, nu știu, Dumnezeu știe, pentru alții mai lung. Va fi un moment, și cu asta mă apropii de încheiere, un moment în care ce turmești viața se va încheia. Va fi foarte abrupt. Extrem de abrupt. Lucrurile pe care tu le-ai știut, dintr-o dată se vor termina. Bogățiile tale, dintr-o dată vor expira toate. Planurile tale vor fi instantaneu anulate. Cu o viteză uluitoare, prin fața ta se va derula un film. Și în filmul acela vor fi așezate secvențele pe care Dumnezeu ți le-a dat și va fi și uite-te around you, uite-te la acest local, uite-te la oamenii care l-au slujit pe Dumnezeu, pentru că în momentul acela, în acele secvențe, ai să vezi ceasul acesta. Când Dumnezeu te-a chemat și ți-a spus, vino și tu. Va fi atât de rapid totul. Flash. Și apoi, dintr-o dată, dacă ai ratat destinația, vor fi ultimele lumini care le vei vedea. Totul se va stinge dintr-o dată. Se va închide totul. În urma ta vor rămâne șanse nenumărate pe care le-ai ratat. Deasupra ta un Dumnezeu care te-a iubit și care l-a dat pe Fiul lui să moară răstignit pe cruce pentru păcatele tale. Înaintea ta un viitor, dacă pot să-l numesc așa. În foc și în chin, fără sfârșit. Dedesubtul tău I don't want to go on. Nici vreau să spun mai mult.
Biblia ne spune că va spune celor de la stânga, voi tot timpul ați plecat, voi n-ați vrut să stați. Voi ați dezvoltat un reflex de a pleca când v-am chemat. Ați vrut tot timpul să plecați. Plecați blestemaților în focul cel veșnic pregătit diavolului. By the way, focul și iadul n-a fost pregătit pentru oameni. Iadul n-a fost o destinație pregătită de Dumnezeu pentru oameni. Pregătit cui? Diavolului și îngerilor lui. Dimineața asta vom asculta cântări binecuvântate, în continuare mesaje binecuvântate. Fă-ți un bine ție. Nu pleca de aici. Nu pleca până nu te împaci cu Domnul Iisus Hristos. În urmă câteva săptămâni, la finalul serviciului, un om a venit în ușa bisericii, s-a uitat la mine și mi-a spus cuvinte care m-au blocat pe moment. Mi-a spus, eu nu pot să plec de aici. După cuvântul care l-am auzit în dimineața asta, frate păstor, eu trebuie să mă pocăiesc. Astea sunt bucurile care Dumnezeu ni le dă nouă slujitorilor, pe lângă toate alte lucruri care le avem. Și am intrat în birou, am plâns. Și n-a fost bucurie doar pe pământ. Biblia spune că mult mai mare bucurie este unde? În cer, slăvit să fie Dumnezeu. Fă bucurie cerului în dimineața asta. Amin. Vreme ce fratele vorbea, mi-am amintit de fratele Traian Dors, care a scris câteva versuri frumoase și o poezie de-a lui spune, ia jugul lui Hristos pe umeri. Și spun asta uitându-mă la Elia, tatăl tău a cântat această cântare, pe el am auzit ultima dată și o strofă spune, ia crucea ta și mergi pe urme, tăcând și mulțumind ca el, iubește, roagă-te și rabdă, urmând dumnezeescui fel. Hristos cel bun te va cunoaște nu după numele ce-ți pui, ci după ranele îndurate sub crucea ta, sub crucea lui. Amin. Mulțumim că avem o cale frumoasă și o cruce care ne duce la glorie, crucea lui Hristos. Și avem o chemare aleasă. Și aș vrea că în mod deosebit odată noi credincioșii să fim oamenii lui Dumnezeu. Adevărația lui Dumnezeu. Am venit în fața dumneavoastră de asemenea să fac anunțurile. Este un capitol care niciodată nu m-a obosit când eram copil și adolescent și nu știu de ce, chiar dacă era serviciu, slujba, predica, așteptam anunțurile și cred asta odată pentru că pastorul meu spunea lucrurile într-un mod frumos și deosebit. Erau anunțurile și colecta, nu știu dacă mi-a plăcut și colecta, dar eu am un nepot care atunci când îl vede pe casierul nostru, pe fratele Cornel Haneș și frații cu săculeții, Abner are un gest. Acesta este gestul lui. Este micuț. Vreau să fac anunțurile și apoi ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. M-am uitat la ceas și suntem aproape în timp. Nu va trebui să părăsim sanctuarul înainte de ora 1, pentru că masa o vom servi împreună la ora 1.30 și la ora 3 ne vom întoarce pentru închinare. Biserica Americană se adună într-un loc unde noi vom servi masa la acest prânz și ei încă sunt la închinare și apoi noi vom fi acolo și vom servi masa. Dați-mi voie să fac câteva anunțuri pe care le-am pregătit pentru în această dimineață. În mod deosebit, la intrarea în sanctuar, vreau să anunț încă o dată și eu la această slujbă, sunt mai multe mese și aș vrea ca să le dăm atenție. Știu, când ieșim acolo, ne întâlnim, ne îmbrățișăm, vorbim, apreciem, ne bucurăm de întâlnirea noastră, dar acele mese sunt puse cu un rost. Acolo sunt slujiri pe care vreau să le respectăm și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze aceste lucrări. Treceți pe la mesele acestea, luați-vă o carte, luați o broșură. De asemenea, sunt foarte multe lucruri care sunt acolo gratuite legate de acest congres. Luați și duceți și fraților noștri care sunt acasă. S-au cumpărat cu sutele unele lucruri, altele s-au tipărit cu miile. Dacă noi ne bucurăm aici
Când mergeți acasă, luați și duceți fraților tot ceea ce este legat de adevărata ucenicie. Dacă vedeți o broșură, dacă vedeți un card, un semn de carte, dacă luați, vedeți un pix, dacă vedeți această carte, este o meditație zilnică, sunt gratuite pentru dumneavoastră. Luați și duceți și fraților ca să ne bucurăm cu toții de acest adevăr. Și am această rugăminte pentru frații colegi, când ajungem acasă, măcar o duminică, să o dedicăm sub acest subiect, adevărata ucenicie. Și dacă aici suntem sub acest subiect, dacă aici ne rugăm pentru asta, cântăm, când mergem acasă, să nu uităm, să chemăm anul acesta bisericile la adevărata ucenicie și să fim adevărați ucenici. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Sunt de asemenea la intrare, repet, câteva lucrări care se fac pro-life. Sunt câteva mese, cel puțin două, cu această lucrare pro-life. Vă rog să mergeți acolo, să stați de vorbă cu surorile, luați un plian, luați ceva de acolo. O altă lucrare este cu leproșii în România. Este acolo undeva în partea mea dreaptă, fratele Nicola, mă iertați, fratele Nicula, mergeți la dumnealui, încurajați-l, uitați-vă ce are acolo pe masă și fiți o încurajare și pentru dumnealui. De asemenea, sunt fetele de aici și tineri din loc, cu în partea mea stângă, cu tricouri, cu lucruri făcute pentru noi, pentru tineri, dar într-adevăr unele sunt de vânzare, dar tot ceea ce este acolo, chiar o cafea care o servim aici jos pentru să ne întărim puțin, tot ceea ce se adună se folosește pentru acoperirea cheltuielilor acestui eveniment frumos care îl avem în această zi, această convenție. Un alt lucru, următorul eveniment important al Asociației Baptiste este întrunirea fraților păstori din luna februarie din Florida. Împreună cu fratele păstor Florin Vancea vă așteptăm, frați colegi, în luna februarie la întrunirea păstorilor. Invitatul nostru de această dată este fratele Sammy Tippit, dumnealui va fi prezent cu noi și încurajez bisericile să lase păstorii să-i încurajați chiar de pe coasta de vest. Este așa de frumos să avem aceste părtășii și să fim împreună. De asemenea, un alt eveniment important în martie, 9-10 martie 2024, în Sacramento va fi festivalul corurilor de tineret Lauda Domini. Domnul să binecuvinteze și această lucrare. Suntem invitați și suntem așteptați la acest eveniment. Un alt anunț legat de masa pe care o servim la terminarea timpului de închinare. Deci încă o dată undeva în jurul 1:30 se va servi masa, iar apoi la ora 3 ne întoarcem pentru închinare. Două anunțuri legate de servirea mesei. Îi rog pe coriști și cei de la orchestră, cei ce sunteți în spatele meu, veți servi masa în partea mea stângă, unde ați fost și ieri, în centrul de tineri, Youth Center, unde este întinsă masa pregătită pentru noi. De asemenea, dacă este cineva în sanctuar, care aveți pe cineva aici, soț, soție sau copii, vă rugăm frumos să serviți masa împreună cu dumnealor în partea mea stângă, unde este Youth Center. Este spațiu pregătit și mesele întinse și suntem așteptați să servim masa. Pentru toți ceilalți vom servi masa în partea mea dreaptă la etajul 2. Deci etajul 1 suntem noi, etajul 2 sunt scările din față pe care le vom folosi. Uitați-vă la semne, la indicatoare și spre partea mea dreaptă va fi un indicator spre sala de mese. Mergeți, călătoriți încolo până unde veți ajunge la sala de mese. Cei care sunteți mai în vârstă, nu vă grăbiți. Este un lift aici în partea mea dreaptă, funcționează. Chiar dacă stăm acolo puțin la rând, va fi ușor pentru dumneavoastră să urcați acolo, luați liftul până la etajul 2 și luați exact aceeași direcție. Am această rugăminte să nu ne grăbim când mergem la sala de mese, să nu ne aglomerăm. Este loc, va fi bine, dar trebuie să avem îngăduință, trebuie să avem răbdare și să facem împreună lucrul acesta. Vă mulțumesc pentru înțelegere și cred că va fi bine. Amin. Urmează acum să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, amintesc încă o dată tot ceea ce punem împreună se folosește pentru acoperirea cheltuielilor cu această convenție. Vreau să vă mulțumesc frumos pentru darul pe care îl veți pune pentru ca să acoperim aceste cheltuieli. Dumnezeu să vă răsplătească, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și vreau să folosesc această ocazie să mulțumesc bisericilor locale, păstorite de mine și de fratele Florin, în mod deosebit cele din Hollywood, care ați investit așa de mult ca să aducem acest sanctuar la ceea ce este astăzi, pentru că toți cunoașteți, a fost aici
o ploaie mare, cum scriau ziarele, ceva ce se întâmplă odată la 10.000 de ani și sanctuarul a fost inundat, băncile de aici din față toate au fost scoase afară, draiul tăiat, pe trepți în continuare, deci s-a muncit foarte mult. Mulțumesc soților voastre, copiilor care au acceptat după muncă să veniți aici ca să readucem acest sanctuar la ceea ce este astăzi cu sacrificii mari, dar a fost așa de frumos că am lucrat împreună și am pregătit această sărbătoare pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Suntem într-un loc minunat, nu doar că suntem în downtown, în Fort Lauderdale. Vreau să știți că sanctuarul, locul acesta, respectiv în partea mea stângă mai mult, Biserica First Baptist există înainte de a exista orașul. Pe când era doar o așezare, frații noștri s-au adunat aici și s-a ridicat ceea ce este și a fost cunoscută de-a lungul anilor First Baptist Fort Lauderdale. Domnul să-i binecuvinteze, le mulțumim mult pentru că s-au dăruit și ne-au dat acest loc special ca noi să ne închinăm și Domnul să reașeze această biserică pentru slava și pentru gloria numelui Său cel Sfânt. Amin. Vă invit să vă ridicați și vreau să spun încă o dată lucrul acesta. Cei care aveți pe cineva aici, în mod automat veți servi masa împreună cu ei în partea mea stângă, în centrul de tineri, Domnul să vă binecuvinteze. Cântăm o cântare, două cântări pentru slava Domnului și în timpul acesta ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Vreau să urmăriți și acest anunț, cei care nu aveți un ce, care nu aveți un cash la dumneavoastră, fratele Cornel Haneș este unul dintre casierii bisericilor locale, respectiv este casierul acestui eveniment, unul dintre ei, este un zeal pe acest număr de telefon, banii vor intra în contul bisericii și se va folosi pentru acest eveniment, 954-829-6610. Vă rog să-l folosiți, Dumnezeu să vă binecuvinteze și mulțumim că împreună vom acoperi aceste cheltuieli pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Amin. Ești Dumnezeu.
Căci mâna ta mă va călăuzi. Te laud, te laud, te laud, căci ai iubit sufletul meu.
și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, să încredințezi la oameni de încredere care la rândul lor să fie în stare să învețe și pe alții. Amin. Vă rog să luați loc. Astăzi facem un an de când am devenit parte a asociației oficial și ca și copilul de un an încercăm să vorbim, ghidați fiind de asociație, încercăm să mergem în același fel fiind ghidați de cei care au în spate 110 ani. Vizitam biserica din Akron, Ohio, la sărbătoarea de 100 de ani și când am urcat la amvonul bisericii, fratele păstor mi-a zis să fii atent că de aici a vorbit Nicolae Iorga. Am fost copleșit. Sunt copleșit de toată frumusețea sărbătorii din toată perioada aceasta a congresului și ca și copilul de un an mă încearcă un gând. Cam egoist, dar sper să treceți cu vederea peste el. Că tare mult aș vrea ca tot ce a fost aici să o duc la Tacoma. Poate peste un an. Cel de-a 111-lea, cum spuneți dumneavoastră, iar noi moldovenii vom spune 111, cei din tâi. Vă așteptăm cu drag și ne dorim lucrul acesta din toată inima, să fim parte la lucrarea Domnului extinsă în America și Canada. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Amin. Frumos. Pasaje frumoase, versete deosebite, cuvânt de zidire. Motoul congresului care a fost ales, îmi dau seama că a fost cu multă atenție, pentru că ceea ce lipsește bisericilor în vremurile acestea este ucenicia. De multe ori, de la amvoanele bisericilor se pun întrebări, fraților, noi nu știm ce vremuri sunt, ce vremuri ne așteaptă, noi nu știm ce ne aduce ziua de mâine, nu contează! Noi suntem ai Domnului. Iar noi suntem aici pentru vremuri ca acestea. Și trebuie să fim noi și cei care ne urmează îndeaproape să fie urmași demni de chemarea pe care ne-a făcut-o Domnul nostru Iisus Hristos. Putem să vorbim despre ucenicie la nivel de, dacă ați putea să spun, la nivel de definiție, pentru că găsim de atâtea ori în Sfânta Scriptură ce este adevărata ucenicie. Problema mea, eu vorbesc de mine însumi, când eram undeva într-un colț și ascultam, am luat foarte personal, cum mă afectează ea pe mine? Și aș vrea să vă spun că personal vreau să vorbesc inimă către inimă. În primul rând, fraților mei păstori, nu cu o audiență oarecare sau cu o intenție oarecare, ci vreau să-mi deschid sufletul, să vă spun că pentru mine, fiind în locul acesta, nu știu cum ați hotărât, de ce ați hotărât acest subiect, dar pentru mine, ucenicia, mi-o doresc din toată inima să fie la nivel de viață, la nivel de trăire. Să mă ajute Domnul aceasta. Eram la o conferință pe East Coast, n-am să spun orașul pentru că sunt frați aici și obișnuit îmi place, vin de la țară și îmi place foarte mult casele care au pământ. Așa cum venim noi în America, vrem casă cu pământ și după aia ne pare rău că am luat casă cu pământ. Pentru că tot noi trebuie să tundem iarba, să știți dumneavoastră. În spate la un hambar am văzut o țintă de tras cu arcul și o săgeată exact în mijloc lovită. Eram fipt în mijloc și eram fascinat, mă gândeam în mintea mea, domnule, cel care a tras cu arcul este un băiat deosebit, este un arcaș iscusit. Și s-au oprit doi bătrâni și a zis, aiurea, parcă mi-a citit gândurile, vezi, care a tras cu arcul e un nebun, zice. Păi zic, cum? Păi ăsta trage cu arcul și după aia vine și face un cerc roșu, un cerc alb, un cerc roșu, un cerc alb. Facem noi, dăm o definiție și apoi desenăm cercuri în jur.
ca să ne iasă ceea ce am zis. În discuțiile avut cu tinere de la biserică, am strâns un grup de băieți. Am vorbit despre dorința mea, despre ucenicie, despre lucrarea aceasta pe care ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos, despre chemarea care ne-a făcut-o, cum El și-a ales 12 ucenici, cum ucenicii Domnului și-au ales și ei ucenici la rândul lor și cum Apostolul Pavel la rândul lui și-a strâns lângă el persoane care le-a încredințat cuvântul și unul dintre ei, după ce m-a ascultat, a avut mai mult curaj ca ei, că era fiul meu și a zis: tata, tu trebuie să înțelegi ceva. Nouă, celor tineri, nu ne plac regulile, dar chiar împotriva voinței noastre, vă vrem acolo ca modele. Și te rog frumos să nu vă schimonosiți, să vă faceți cu noi, pentru că există tendința aceasta, ci să rămâneți oameni credincioși, modele demne de urmat, rămâneți părinții noștri, croiți cărări drepte, după care noi, care mai șchiopătăm, să mergem înainte, să venim după voi, să ducem flacăra Evangheliei mai departe. Încă din timpul facultății, a seminarului la București, am fost fascinați de mișcarea baptistă și am vrut să știu cum a ajuns ea în Basarabia. Profesorul meu de atunci de teologie pastorală și istoria baptiștilor, fratele profesor dr. Ioan Bunaciu, m-a încurajat, a zis: mă, moldovene, mergi la ei tăi și vezi cum s-a promovat biserica, cum a ajuns credința baptistă în Moldova în primul război mondial. Toți cei care luptau în partea rusească au ajuns în captivitate în Germania. Iar în perioada respectivă, cel mai mare evanghelist din Germania și misionar Onken, care avea sloganul fiecare baptist un misionar, a ridicat lângă el în perioada respectivă, pentru că nu erau bărbați mult, o mână de ucenici. I-a învățat calea Domnului. Le-a spus despre frumusețea creștină, a trăirii cu Hristos. Și le-a arătat posibilitatea printre acei întemnițați, printre acei oameni care erau captivi acolo, că ei pot fi liberi în Hristos. Atunci când s-a semnat pactul și toți acești captivi au fost eliberați, misiunea germană a lui Onken le-a dat tuturor captivilor ceva merinde, câte o pereche de papuci sau bocanci la drum și un nou testament în limba fiecăruia, ucrainean, rus, român sau altă limbă. Cei care au ajuns în Moldova, chiar cei neștiutori de carte, au mers în centrul satului, că acolo era o dugheană, un magazin, un om mai cărturar, și s-au dus cu cărțulea respectivă și au spus: citește-ne ce este scris în ea. Și copleșiți de harul lui Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt, prin simpla citire a Noului Testament, Dumnezeu a schimbat inimile multora. Trebuie să avem o țintă concretă, iar scopul uceniciei se bazează pe aceasta. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei: Timotei, ai stat atâta timp lângă mine și ai învățat totul de la mine și ai văzut totul, întru totul cum am fost eu. Te rog frumos, doar ce ai văzut, ce ai auzit, înțelege și du mai departe la oameni de încredere care la rândul lor să fie în stare să învețe și pe alții. Acesta este primul pas, o țintă reală. A doilea scop sau a doua metodă care definește ucenicia practică, ea pornește printr-o chemare reală bazată pe o pocăință reală. Nu poți să faci ucenici
pe cei care nu-L cunosc pe Hristos. Și dați-mi voie să mă apropie de un verset din Scriptură, din Evanghelia de la Ioan. Ioan descrie cu lux de amănunte toată situația și căderea lui Petru și urmarea lui de departe și modul în care, la un moment dat, Petru se vede depășit și zice: îmi dau seama că nu mai sunt vrednic de chemarea Domnului. Mă duc înapoi. Mă duc la pescuit, mă duc acolo unde eu știu bine să... Unde eu sunt în largul meu. Unde știu să arunc mreaja, unde știu să o trag, știu să mânăiesc barca, știu să ridic pânzele. Mă duc înapoi și Biblia spune că și alți ucenici au zis la fel. Mult lipsitoare boala aceasta de a lăsa mâinile în jos. Dar interesant este când Ioan scrie pasajul respectiv, scrie despre sine în capitolul 20, dar ucenicul pe care îl iubea Iisus. Se autodefinește până la momentul în care pe mal îi așteaptă Mântuitorul pe cei care trăgeau și munceau la mreje. I-a întrebat dacă au prins ceva, i-a chemat, i-a ridicat, le-a dat să mănânce și are o discuție cu Petru. Toți care suntem în locul acesta suntem iubiți de Dumnezeu. Amin? Pentru că dacă nu ne-ar iubi Dumnezeu, n-am fi în locul acesta. Dar ucenicia și lucrarea este încredințată celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Pentru că întrebarea pe care o pune Domnul lui Petru este: Petre, mă iubești tu pe mine? Nu te măguli, Petre. Nu te măguli, Ioane. Petre, i-am spus cândva că am să fac din tine pescar de oameni. Dar astăzi vreau să te întreb, tu mă iubești mai mult ca aceștia care cred că sunt iubiți de Dumnezeu? Și l-a întrebat odată, și l-a întrebat de două ori, l-a întrebat de trei ori, Petru devine supărat un picuț, dar știți, pocăința trebuie să fie și pe măsura lepădării. Pentru că în fața unei slujnice cu jurământ de trei ori s-a lepădat că nu-l cunoaște. Și trebuia să o ia pe treapta de jos. Și apoi, nu există o altă frumusețe decât să se vadă dragostea noastră. Și dragostea noastră, noi care spunem că iubim pe Dumnezeu, dragostea noastră se reflectă în lucrare. Dacă mă iubești, faci. Nu te împinge nimeni, nu te trage nimeni din spate, nu te forțează nimeni, faci. Ucenicia se bazează pe modele reale, iar noi suntem chemați să fim modele pentru cei ce ne înconjoară. Ca să vedeți că citesc eu cărți, zicea Francis de Assisi, predicați Scriptura, iar când este nevoie, folosiți și cuvinte. Cât adevăr, câtă profunzime în chemarea noastră de a trăi în fiecare zi cu Hristos, Domnul nostru. Ca cei ce ne înconjoară să vadă în noi pe Hristos, noi, ucenicii Lui. În timpul studenției, nu știu de ce, fratele Bunaciu, bătrânul, avea o fascinație deosebită pentru mine. Și sâmbătă mă lua cu arul și mă ducea la el undeva la țară, unde avea stupi. Cei care vin din București știu lucrul acesta. M-a dus la un moment dat la stupi, mi-a lătat câteva borcane de miere și a zis: vezi borcanul acesta?
borcanul acesta este din salcâm. Miroasă mierea, miroase a floare de salcâm. Punea deoparte. Vezi borcanul acesta de miere? Borcanul acesta este poliflor. Din toate florile câmpului. Și miroase au flori de câmp. La un moment dat mi-a arătat un borcan de miere mai galben. Zice, ăsta este din floarea soarelui. Miroasea floarea soarelui. Și apoi s-a uitat la mine și a zis, mă, tu vrei să fii păstor? Zic, da. Așa. Nu pastor, mă. Păstor. Păstor. Pentru că unii cred că slujirea aceasta trebuie să fie cu miros de parfum. A oaie să miroasă de la tine, mă. A turmă. Așa te vor urma bisericile. Așa te vor urma credincioșii. Ai înțeles? Am înțeles, frate. Cum să nu înțeleg? În Evanghelie, vedem frumusețea trimiterii celor 70 de ucenici. Mântuitorul îi trimite în lucrarea sa. Și noi credem că aici a fost marea surpriză. Sau eu cred că aici a fost primul eșec al ucenicilor. S-au întors acasă. Au venit bucuros 70 și au început să-i spună Domnului, Doamne, până și duhurile necurate ne sunt supuse. Și parcă scos din context, Domnul zice, am văzut pe Satana căzând din ceruri ca un fulger. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus zice, v-am dat șansa să fiți ca învățătorul. V-am trimis în lucrarea mea, v-am dat puterea mea, v-am făcut chemare eu și voi veniți să spuneți că vouă vă sunt supuse duhurile necurate. Am mai văzut asta. Am văzut ce poate să facă mândria din slujitori mii de ani în urmă, când cel căruia i s-a încredințat închinarea, a vrut din slava lui Dumnezeu să ia și a fost aruncat. Am mai văzut așa ceva. Nu aceasta ar trebui să vă însoțească, nu vedetismul, nu sunteți vedete. Gândul care trebuie să te însoțească pe tine și pe mine, frate și soră, este că numele nostru este scris sus în cartea vieții. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să înțelegem lucrul acesta. În 1991 am fost trimis la Arad, în România, Arad, la seminarul liceal baptist, ca să învăț limba română. Urma să merg la seminar, dar nu cunoșteam limba bine, nu stăpâneam bine limba română și a trebuit să merg la liceu. Într-o zi, diriginta mea mi-a zis, uita cum mă cheamă. Și atunci când uita cum mă cheamă, zicea, suflete blând din Moldova. Zice, no, hai cu mine să-ți arat ceva. M-a dus undeva la liceu, unde era liceul, era în incinta liceului Goldiș din Arad și erau camere imense. Zice, a venit un neamț, un frate din Germania și a adus niște ajutoare. No, zice, ia ce tu ce-ți cade bine, vezi și ca ceilalți colegi. Era plin, forpă de colegii mei care luau, măsurau. Era așa de rușine. Niciodată n-am primit din nimic degeaba. Tot am muncit cu mâinile noastre. Mi-a fost rușine. Și ca să nu dezamăgesc pe diriginta noastră, am văzut pe capul unui scaun o geacă. Am luat, am probat-o, am văzut că merge bine, am încercat-o. Așa, merge. Bun, mulțumesc și ies.
Când se ajung la ușă, cineva mă apucă de geacă și halt, das ist mein. Mă, ce vrea ăsta? Văd pe neamț, mă trage de geacă și zice, e geaca mea. O traducătoare îmi spune, e geaca lui. Am băgat mâna în buzunar, aveam și mărci. I-am dat geaca, am plecat. M-am dus în clasa mea, m-am prăbușit pe ultima bancă și am zis, Doamne, din atâtea lucruri, eu am luat ce este a omului, cum de-am reușit să fac lucrul acesta? Am plecat capul pe ultima bancă și am zis, Domnul meu, va trebui să merg la liceu, apoi la seminar, apoi dacă vei rândui să merg în lucrare, te rog să mă ajuți să nu iau nimic din ceea ce este a Tău. Să rămân a Tău, Doamne, să-ți rămân credincios doar cu ceea ce mi-ai dat Tu și să fiu mulțumitor. Fascinat de versetul din Cartea Proverbilor, scoate zgura din argint și argintarul va face un vas de cinste. Odată cineva l-a întrebat pe acea persoană care se ocupa cu curățarea, cu purificarea argintului și a spus, Domnul meu, când este argintul curat? El a stat un pic, a meditat și a zis, când îmi văd fața în el. Iubiții mei, frați și surori, prieteni dragi, întrebarea pe care aș vrea să vă pun în dimineața aceasta, își vede Hristos fața în viața noastră? Se oglindește în noi ca ucenici vrednici de chemarea pe care ne-a făcut-o, fiind modele vii pentru cei ce ne înconjoară și care vin după noi? Nu-mi pun în gând nici să vă distrez, nici să fac nimic altceva decât să promovez acest adevăr al Scripturii. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.
Până când se adună, se asamblează grupul fraților și surorilor din Chicago, pe care îi rog să vină cu pas repejor, dar prudent pe potecile acestea înguste, îngăduiți-ne și nouă ca foarte, foarte succint să vă transmitem salutări din Chicago, din partea Bisericii Baptiste Române Metropolitane, pentru prima dată în noua formulă, extinsă, lărgită, în urma unirii cu Biserica El Roi. Este prima noastră ieșire împreună ca biserică și dacă după primul război mondial, când s-au unit provinciile românești, s-a format România Mare, atunci se spunea România Dodoloață, astăzi noi spunem că împreună este mai bine, slavă Domnului! Intrând în atmosfera sau în ambientul cântării, pe care vă chemăm să o cântați împreună cu noi, ne amintim de ceea ce psalmistul spunea în psalmul de sub numărul 124. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum. Să spunem fiecare dintre noi, dragilor, unde am fi și ce am fi, dacă Domnul n-ar fi fost de partea noastră. Noi știm lucrul acesta, Dumnezeu vrea ca și alții să știe prin noi și de aceea cântarea pe care vă invităm să o cântăm împreună se intitulează Să știe tot pământul că are un stăpân, că avem un Dumnezeu mare și glorios. Slăvit să fie numele Său! Să știe treaba lume, că
to pray and to seek the Lord today for salvation from His hand and the healing of our land. Let us pray.
Vă rog să vă așezați. Acesta e momentul în care noi trebuie să încheiem. Această dimineață este o dimineață binecuvântată. Nu voi predica, dar vă cer permisiunea unei scurte meditații. Este ora 1 și 4 minute. Cu ajutorul Domnului vreau să termin la 1 și 10 minute. Mai avem o cântare și ne rugăm pentru mâncare. Cuvântul îl știm. Matei, capitolul 16, începând cu versetul 24. Dacă mergeți cu lectura până la versetul 27, găsiți trei lucruri în acel text. Este un text despre adevărata ucenicie. Ce anume îi stă în cale? Care este realitatea care o caracterizează? Și care sunt motivațiile? În această dimineață primesc această ocazie de a da dovadă de renunțare la sine. În Evanghelia după Matei, exemplul extrem de om care n-a vrut să renunțe la sine a fost Irod cel Mare. Când a auzit de la magi mesajul că s-a născut regele iudeilor, el imediat a uneltit uciderea lui. La polul celălalt îl avem pe Domnul Iisus Hristos, cel care era deopotrivă cu Dumnezeu, cel care avea natura lui Dumnezeu. El n-a socotit toată poziția aceasta ca pe ceva să folosească în propriul său avantaj. Nu. S-a golit de sine însuși, s-a făcut asemenea oamenilor, a luat chip de rob, a fost ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Ce stă în calea propriei mele ucenicii? Eu însumi stau. De mine trebuie să mă golesc. La mine trebuie să renunț. Care este realitatea care determină ucenicia? Este crucea. Cel care își ia crucea are o singură destinație. Destinația aceea este Golgota. Omul acela trebuie să ajungă să spună, potrivit cu realitatea, nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Viața pe care o duc acum, în mod real, este o viață dusă prin credință. Un așa om spune, când mă raportez la lume, eu sunt răstignit față de ea. Și lumea este răstignită față de mine. Viața mea, felul în care înțeleg totul, este determinat de crucea lui Hristos. Dacă este cineva al lui Hristos, omul acela și-a răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele lui. Așa se vede adevărata ucenicie. Care-i sunt motivațiile? Omul acela știe că dacă el caută să-și păstreze viața, el o pierde. Omul acela știe că chiar dacă ar avea puterea de a câștiga toată lumea, dar își pierde sufletul, nu-i folosește la nimic. Noi avem în istorie oameni care au fost foarte aproape să cucerească întreaga lume. Alexandru a fost unul dintre ei. De la Filip și până la Himalaya, tot a fost a lui. Dar a murit la 32-33 de ani, într-o nesăbuință.
Omul care este cu adevărat ucenic, omul acela știe că atunci când își trăiește viața pentru Iisus și o câștigă cu adevărat. Dacă facem trimitere la tânărul bogat, când Mântuitorul i-a cerut să vândă tot, el i-a cerut să pună în aplicare ceea ce ne învață pe toți în predica de pe munte. Adunați-vă comori în cer, ce ai aici, trimite sus. N-a fost o poruncă la pierdere, ci la câștig. Sunt mulțumitor și recunoscător Domnului pentru acest sfârșit de săptămână. Pentru că și noi, acum, medităm la lucrurile acestea și vrem să fim cu adevărat ucenici. Știm ce ne poate împiedica, suntem noi înșine. Știm care este paradigma care trebuie să definească tot. Este crucea Mântuitorului. Și avem niște motive adânci care duc la câștigarea sufletului. Domnul și Mântuitorul nostru să ne binecuvinteze pe toți. Amin.
Am ajuns la încheierea serviciului de închinare din această dimineață. La ora 3 ne întoarcem în sanctuar pentru închinare. Tinerii slujesc în această dupămasă. Frații noștri de la Biserica Americană au eliberat sanctuarul. Masa din partea mea dreaptă de la etajul 3, sala de mese este pregătită. Și pentru că dumnealor au plecat, mai avem un acces la sala de mese pe acest exit din partea mea dreaptă. Deci vom folosi partea din spate, se urcă pe scări și liftul și se mergem în această direcție și folosim și acest exit, se merge pe hol până la capăt, pe partea dreaptă este o scară largă, duce la sala de mese și este și un lift, într-adevăr, și le putem folosi amândouă. La etajul 2, urcăm până la etajul 2 și acolo este sala de mese. De asemenea, mâine dimineață vreau să anunț și acest lucru, la ora 10, sărbătoarea continuă și la parc. Pe Sheridan Boulevard, la Westlake, acolo va fi sărbătoarea aceasta la parc și vom anunța și în această dupămasă. Invit pe fratele păstor Radu Știr să vină să mulțumească Domnului pentru această minunată închinare, acest timp deosebit pentru slava lui Dumnezeu. Ești vrednic, Domnul și Dumnezeul nostru, să primești toată slava, toată cinstea, toată lauda, toată închinarea. Îți mulțumim pentru chemarea care ne-ai făcut-o, să devenim din admiratori ucenici. Mulțumim pentru provocarea care ne-ai făcut-o fiecăruia dintre noi în aceste zile. N-am vrea, Doamne, să plecăm de aici la fel, ci am vrea să fim cu adevărat ucenicii Tăi, gata să ne lepădăm de noi înșine și să ne luăm crucea și să Te urmăm. Mulțumim că în aceste zile am văzut un crâmpei din cerul Tău aici și, Doamne, ne gândim cum o să fie acolo. De aceea ne dorim cu toată ființa noastră să fim cu toții acolo, cei de aici, cei dragi ai noștri și cei dragi ai noștri nemântuiți, pe care Te rugăm să-i cercetezi pe fiecare. Ne rugăm în această zi specială să chem înapoi și pe cei care au plecat dintre noi. Sunt atâția. Vrem împreună să moștenim împărăția. Dar ne-ai mai dat, Doamne, un exemplu, că pe lângă toate acestea, trebuie să Te iubim cu toată ființa noastră. Și nu Te putem iubi dacă nu Te cunoaștem cu adevărat. De aceea, ajută-ne să ne îndrăgostim de cuvântul Tău, îndrăgostindu-ne de Tine. Mă rog, acum să binecuvintezi și darurile de mâncare pe care ne dai. Vrem să-Ți mulțumim în mod deosebit pentru gazdele noastre, pentru surorile care au ostenit. Te rugăm să le răsplătești Tu și să le binecuvintezi. Pe toți cei care au muncit, care s-au dedicat în a pregăti acest eveniment, răsplătește-le. Dar în final, a Ta să fie slava, gloria și cinstea în vecii vecilor. Amin. Vă dorim poftă bună!